Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Balanță sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem, că pe mine m-a luat durerea de cap, să vedem cum o să fie și pentru voi perioada 15-31 august 2020, dragii mei. Multe cărți și pentru voi, de ce multe, că am mai cumpărat, de aia sunt multe, că nu mă pot abține, că am luat-o cu vaca pe câmpii. Bun, haideți să vedem prima carte. Pe primul rând este optul de monede, urmat îndeaproape de cartea răbdării, patience, aveți răbdare, răbdare că vin bănuții, exact ce vă spuneam, pentru că acum am mai cumpărat niște oracole să fie treaba mai bună și am întrebat ce anume, de ce să aveți răbdare, ce se întâmplă, ce se întâmplă, că eu sunt foarte curioasă și v-a dat această carte de bănuți, da? O să vină bănuții pe care voi îi așteptați de ceva vreme și la care, nu știu, pentru care ați lucrat în mod constant. Acest ultim rând este încheiat cu cartea curtoaziei, care este explicată foarte interesant de această tânără domniță, dar și de cartea, scuzați, închisorii. Ei, o să vedem noi despre ce este vorba, că pe aici, pe aici încep să se încurce, să devină mai complicate puțin lucrurile și o să vedeți de ce m-a luat durerea de cap. Bun, pe rândul din mijloc avem cinciul de bâte, o carte de conflicte. Conflicte unde? În conversațiune. Adică sunt probabil niște idei care diferă, nu știu, ale voastre de ale altor persoane. Voi încercați să vă impuneți, aveți niște riguri. Niște reguli foarte, foarte stricte. Aveți cartea împăratului în poziție întoarsă, care vorbește despre rigiditate, probabil în gândire pentru unii dintre voi, adică niște reguli la care nu vreți sub nicio formă să renunțați. E bine probabil să nu renunțați, pentru că sub acel împărat aveți o carte care vă confirmă acest lucru. Bun, deci avem acea carte de conflicte, de discuții, mai bine spus, urmată de aproape de o carte pe care nu o pot lua de pe birou, dar voi insista. Iată, asta este suferința în tăcere. De ce anume suferiți voi? De melancolie, ni se spune și ne clarifică această carte. Poate în această perioadă o să vă gândiți voi la o persoană cu care ați fost, îmi vine să spun, și care o să vă dea de veste, ajungem acum, da? Pentru că aveți cartea mesajului. Ce veste o să primiți voi? O să primiți o veste, fie de la un grand senior, adică o persoană care are o funcție importantă sau este foarte bine văzut în comunitatea în care se află, o persoană care se ocupă cu scrisul sau, nu știu, este jurnalist, scriitor, profesor, whatever, sau inventează niște chestii, fie primiți o veste de la această persoană, fie veți primi o veste de la această domnișoară tânără cu care unii dintre voi ați fost într-o oarecare relație sau poate chiar nu s-a ajuns la o relație, dar ați avut o stare de îndrăgosteală prin trecut și vă anunță că urmează să se căsătorească sau că este căsătorită cu acel grand signore, da? Dar se simte înlănțuită. Este într-o situație cam nasoală. Bun, și să vedeți pe ultimul rând, da, aveți cartea împăratului, am discutat-o pe asta, acea încăpățânare, acea încrâncenare a voastră, dar cartea următoare este Stand Your Ground, rămâneți ferm pe poziție, da? Trebuie să rămâneți ferm pe poziție, cineva, ori bine, eu sper că nu sunteți voi. Clarificarea este această carte care se numește Disperat de gelozie. S-ar putea să fie cineva disperat de gelozie. S-ar putea, vine acum în minte, da? Să vă spun în felul următor, dar vă zic imediat, da? Cartea, ultima carte este Orizonturi îndepărtate, din nou cartea mesajului și la Donia de serviciu, da? Vorbește despre o femeie căsătorită. Mesajul este în felul următor, s-ar putea să primiți o veste de la drum, de la această domnișoară, să spunem, doamnă, whatever, care s-a căsătorit cu un om cu funcție importantă, care s-ar putea să fie nebun de gelozie și această fată să fie puțin prinsă într-o situație nasoală, să vă ceară cumva ajutorul. Poate să fie și acest scenariu. Acum sper să nu fiți voi, în cazul în care sunteți băieți și aflați că această domnișoară care a curtat, sau mă rog, pe care ați curtat-o cândva și la care voi stați și vă gândiți și suferiți așa în tăcere, ia că te s-o căsătorit cu un grand signore și să vă apuce pe voi nebuneala capului și să aveți nu știu ce gânduri. Nu, 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 nu. Dacă este așa situația, vă rog eu frumos să aveți mintea limpede și să înțelegeți că unele lucruri pur și simplu se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple.
Bun, unde sunteți voi în această perioadă? Marea Preoteasă cu fundul în sus. Ar trebui să scoateți capul din nori. Marea Preoteasă cu fundul în sus ne spune clar că există o întrerupere a comunicării cu divinitatea. Există așa o ceață mentală în jurul vostru și ar trebui să o dați puțin deoparte, să vedeți lucrurile foarte clar. Ce avem în continuare? Avem această carte de lust, adică acea dorință, este o dorință, poate fi dusă până la obsesie, dragii mei, da? Pentru cineva sau ceva. Dacă este pentru cineva și dacă este pentru această persoană care s-a căsătorit, fie că e donșoara, fie că este grand seniore care s-a căsătorit, și voi aveți această, sper să exagerez când spun, obsesie pentru această persoană, vă rog să nu picați, da? Rămâneți voi ferm pe poziție, dar rămâneți ferm ancorați în realitate, vă rog eu frumos, să nu cumva să fiți voi în această carte, în această energie de disperat, de gelozie. Bun, ce mai avem? Mai avem carte de căsătorie, da? Deci vorbim clar despre o căsătorie, un eveniment despre care veți auzi, după care avem o revelație importantă. Și am întrebat ce anume, ce revelație? Iată-te cartea de împăcare. Poate cineva vrea să vină, cineva căsătorit, sau poate chiar acest personaj, e foarte încălcită povestea, poate vrea, vă dă un mesaj și vă spune că este într-o situație nasoală, că poate partenerul este gelos, că se simte închis, închisă, în funcție de caz, că poate ar vrea să evadeze, să spunem, de acolo și să vină să se împace cu voi. O să vedeți voi cum se așează problema, dar e o chestie foarte ciudățică la mijloc. Bun, ce mai avem mai departe? Energiile care guvernează această perioadă, posibilități nelimitate, orice este posibil. Da? E posibil să acceptați această problemă, ofertă, e posibil să vi se ceară ajutorul și voi să acceptați să ajutați această persoană sau să vină către voi să se împace și voi să acceptați, e posibil să nu acceptați, să rămâneți voi în situația în care sunteți. Văd că sunt acele conflicte emoționale, acea conversație poate să fie și a voastră, voi cu voi și să aveți acel dialog, ok, am suferit după tine, am fost sau aproape am fost împreună, acum ai plecat, îmi spui că nu ți-e bine, ce fac eu cu viața mea, accept, nu accept, o chestie de genul ăsta simt. Următoarea energie este energia furiei, deci atenție că ea există ca și posibilitate în această perioadă. Nu picați în furie, nu picați în gelozie, nu picați în disperare că vin după voi și vă iau la bătaie, jur. Deci nu, 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 nu. Dacă vă apucă nervii, faceți respirații conștiente, faceți împământări, adică cu picioarele, tălpile goale pe pământ, nu de-aia de 6 metri sub, da? Deci vă rog eu frumos, calm că toate se rezolvă. Amorul Ghebos vă dă prima carte, cartea de codependență și vă spune că în relația în care sunteți există această stare de codependență și spune că adicțiile afectează viața voastră romantică. Adicții de tot felul, că pot fi tot felul de substanțe sau poate vorbi și despre un exces sau o lipsă de niște treburi. Deci mare grijă și mai avem forgiving and learning, iartă și învață, dragul meu, dacă e vorba, sau draga mea, dacă e vorba de scenariul pe care ți l-am spus și cineva s-a dus și a făcut alegerea respectivă și acum s-a sucit și vrea să vină, alegerea ți aparține, dar e important și spune amorul Ghebos că e bine să ierți și să înveți de aici. Iartă, dă drumul, eliberează-te și învață ceva din toată povestea asta, că trebuie să ajungi la echilibru. E foarte important să ajungi la echilibru în această perioadă, nu să stai să mai suferi în tăcere, să te mai gândești la ce a fost acolo și bașca acum să vină această persoană să-ți spună și niște probleme care nu sunt ale tale în spate, că vezi, nu a ales corect. E problema fiecăruia ce alege. Și vă spune, vă dă cartea observatorului și vă spune, fiți observator, nu vă implicați emoțional, indiferent de vestea pe care o primiți, indiferent de cât o să se plângă această persoană că o făcut și o ales greșit, așa cum am spus, indiferent de cât de mult v-a plăcut și vă place această persoană, că mi-atrage atenția acea carte de lust, da? De pasiune, de aia de nu o poți tu explica, da? E bine să vă gândiți de ce v-a plăcut atât de mult sau ce anume v-a plăcut, ce nevoie îndeplinea și puteți găsi alte metode să îndepliniți acea nevoie. Această persoană e bine să o lăsați să-și rezolve problemele singură, singurică.
Increased Moon, luna în creștere, iată a doua carte unde ni se arată această lună. Luna vorbește de intuiție și v-am spus cu acea împărăteasă în poziție mare împărăteasă, mare preoteasă, mama ei de preoteasă, cu fundul în sus, vorbim de o deconectare de la intuiție. Întoarceți marea preoteasă așa cum trebuie, că îi pică poalele în cap, pe cap, pardon, da? Și conectați-vă la intuiție. În momentul în care vine acest scenariu și probabil vă tulbură pentru că există pasiune sau a existat pasiune acolo și acum e acea amintire și melancolie a ceea ce a fost, conectați-vă voi la intuiția voastră, la sufletul vostru, fiți observatori, nu vă implicați emoțional, nu picați iar în pasiunea aceea arzătoare, că s-ar putea să vă ducă pe căi greșite. Da, s-ar putea această persoană să se folosească de această pasiune a voastră pentru el, ea, da, în funcție de caz, știind care este, vă este slăbiciunea, doar ca să scape dintr-un context în care s-a băgat singură sau singur. Deci aveți grijă. Da? Și vă spune și Nix, vă dă primul sfat, honesty, onestitatea. E foarte important să fiți sinceri. Sinceri cu voi, sinceri cu această persoană, bine, sinceri cu toate persoanele din jurul vostru, categoric, dar este o perioadă în care sinceritatea este cerută la cote maxime. Și mai avem și High Priestess of Fire, Marea Preoteasă a Focului, care vorbește de, adică ea vine și vă dă așa un sfat următor. Nu mai stați așa într-o rână să vă gândiți la ce a fost, să stați în butoiul cu melancolie, găsiți ceva care să vă reaprindă acest foc al vieții. Găsiți ceva care vă pasionează, nu această pasiune, nu despre această pasiune vorbesc, trebuie să fiți voi foarte sinceri cu voi în această privință, da, aia cu last, să găsiți ceva autentic, ceva pentru voi și să începeți să faceți acest lucru ca să readuceți acest foc în viața voastră, dar altul decât treaba de am discutat-o mai devreme cu acea persoană. Bun, vine Simbolon și vă spune care ar putea fi impedimentul în această perioadă și vă dă cartea Cenușăresei. Și vă zice așa, voi stați și visați, da, la niște chestii, poate stați și visați la o relație frumoasă, poate stați și vă gândiți, nu că poate, sigur, stați și vă gândiți la această persoană, da, de a fost și s-a dus și s-a căsătorit și a dat o bară și la lauri și nu știu ce, dar voi nu vă gândiți neapărat la persoana respectivă. Aici e skepsisul. Voi vă gândiți la ideea de relație frumoasă, la acea iluzie pe care v-a servit-o pe tavă această persoană, da? Și după aia a plecat să-și facă treaba. Că n-a reușit, e problema ei. Da? Și vă spune cartea în felul următor. Nu mai stați să visați la relația frumoasă sau cum era acolo. Ridicați-vă de aici din genunchi, da? Și mergeți să faceți acest lucru să devină realitate. Apare categoric, va apărea cineva și pentru voi, dar la fel de categoric e că nu este vorba despre această persoană care o să vă dea un mesaj, care o să vă dea de știre și este la drum lung și este băgată într-o treabă cu căsnicia și e nasoală. Bun, voi aveți de ales categoric, astea sunt doar sfaturi, sunt îndrumări, sunt probabilități, voi vedeți ce este acolo. Important, v-am spus să nu vă implicați emoțional, să nu vă lăsați pradă emoțiilor și mai ales să nu vă lăsați pradă furiei, geloziei și așa mai departe. Izabela vine cu un mesaj pentru voi și vă spune în felul următor, da, cum este timpul pentru noi aventuri. Subliniez, cu ce culoare vreți voi, noi aventuri, asta la revedere. Și în momentul în care faceți acest lucru, va veni în urma acestor aventuri un rezultat favorabil, pozitiv, evident. Dragii mei din Zodia Balanță, vă rog, cântăriți foarte bine, că voi sunteți cu talerele, cântăriți foarte bine momentul în care vine această situație, pentru că se vede, ea vine și vine cu o încurcătură, vine cu un fel de telenovelă, cu o treabă de genul ăsta. Nu vă lăsați impresionați, stand your ground, rămâneți ferm pe poziție și căutați ceva pentru voi care să reaprindă focul în existența voastră. Lăsați restul să se ducă. Zicem noi, voi faceți cum doriți.
Dragii mei, asta este citirea pentru voi, perioada 15-31 august 2020. Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, cum foarte bine știți. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reauzim pe la Tarotscop. Alege o carte sau orice fel de citire, că mie așa îmi place să vorbesc. Nu-mi place, așa mie să n-am ce să fac. V-am spus că, da, nu vă mai spun, că deja știți. Ideea era, la sfârșit venea așa. Eu vă pup și vă iubesc.